la Mobile World Congress 2016 în Barcelona, la standul celor de la CAT, și vă prezentăm device-ul S60. Este un device care, între puținele de la Mobile World Congress, care chiar inovează. Îi spun acest lucru, mă refer la o funcție pe cât de simplă, pe cât de complicată. Este primul device ce vine cu această tehnologie. Este vorba de thermal imaging. Practic, are o cameră specială, care până acum se regăsea doar pe siguranță, pe niciun telefon, se regăsea doar pe aparate speciale dedicate și de obicei aparate care costă mult mai mult decât o să coste acest device, care din câte am înțeles o să fie în jur de 650 de euro și lansat în câteva luni. Haideți să vă arăt despre ce e vorba. În modul de cameră, haideți să facem acest test. Am pus naba pe perete. Putem să observăm că încă au rămas urme de căldură, care ușor, ușor încep să se împrăștie. Am făcut o imagine. Putem să vedem diverse informații de la zona în care este cea mai puțin caldă până la cea mai caldă. În medie sunt 27 grade în această imagine. Gândiți-vă doar la în câte aplicații ar putea să fie folosită această aplicație, acest device, de la construcții, de la pompieri, poate poliție, poate instalatori, poate diverse persoane care au nevoie de o astfel de tehnologie. La orice imagine pe care o facem, practic se fac două imagini, deoarece se folosește atât această cameră specială cât și o cameră normală, este o cameră de 8 megapixeli și putem foarte ușor să trecem dintr-o zonă într-alta. Putem să vedem foarte ușor. Haideți să facem o altă poză ca să înțelegem mai bine la ce mă refer. Haideți să facem o persoană. Ok. Acum vedem thermal imaging. Și acum vedem normal. Putem foarte ușor să suprapunem aceste zone ca să ne facem, ca să avem o constatare cu acuratețe mai bună. Mai mult decât atât, acest device CAT vine cu o mulțime de certificări. Este un telefon foarte rezistent și care rezistă la multe lucruri. În primul rând, rezistă la o adâncime de 5 metri fără probleme timp de o oră, poate și mai mult. Această cameră poate fi folosită și în modul subacvatic. Gândiți-vă, poate doriți să testați. Poate sunteți într-o barcă, puteți foarte ușor să împreună cu acest device să vedeți dacă are probleme pe undeva, dacă se infiltrează apă și așa mai departe, la temperaturi diferite. Partea de jos, haideți să ne uităm puțin la parțile hardware. De precizat că trebuie sigilat telefonul în momentul în care îl băgăm sub apă și prin sigilat ne referim, sunt câteva lucruri care trebuie făcute. Automat când dăm de aceste switch-uri se blochează anumite funcții care oricum nu pot fi folosite sub apă. În partea din față găsim o cameră secundară de 3 megapixeli. În partea de jos găsim butoanele specifice Android. Telefonul vine cu Android, versiunea 4.0. Observăm că este foarte bine sigilat. În partea din dreapta găsim taste de volum. În partea din stânga găsim butoanele care... butonul ce ne permite să închidem respectiv să deschidem telefonul sau să-l punem în modul standby. Mai avem un buton care poate fi configurat în funcție de preferințele fiecăruia. Telefonul este dual SIM. Poate fi scos capacul de pe spate și instalate cele două SIM-uri. Găsim un port micro USB pentru cable date respectiv încărcător. Mai trebuie adus în discuție, conform producătorului, acest telefon vine cu o baterie care, dacă folosim telefonul fără funcții în care se consume baterie, cum ar fi Bluetooth, wireless și 3G, poate să ne țină aproape 7 zile. Și cu acele funcții activate, 2 zile. Acesta este prezentarea și, practic, inovația care CAT, cu siguranță, a făcut furor pe piață la ora actuală, cu device-ul S60. Pentru mai multe detalii, vă așteptăm pe site-ul nostru, telefonul tău.eu.